O joace, da, destul de agresiv acolo playerul celor de la allStars înspre... Să vedem dacă OneTap se așteaptă. Edim face picul înspre Monstru, o eliminare din partea lui, 2-3! Oh! Edim scoate 3 jucători, Cox vine cu trade-ul, dar iese un pic cam târziu, Smack îl scoate pe Rocking, Swifter încheie runda în favoarea celor de la OneTap și... Acum fiind game leader și Lord, care este main polar, allStars au puterea de foc în momentul de față. Să vedem dacă totuși o pot materializa. Care au încercat trick take-ul acela, dar 3 jucători prin și Monstru. Și în ce fel Rene intervine cu hatchet-ul pe Smack, cu Deagle-ul. Totuși cei de la OneTap dispun de arme mai performante. Să vedem dacă vor reuși să și tragă. Asemenea, precum trebuie, Pixahen, fraguri aici pentru ei. Cox cu double kill-ul, rămâne doar Geo Hype, până clutch-ul versus 2, trage o bară și Pixahen. Și este clutch-ul din partea capitalului de la OneTap, cât de stins doar acea incendiară aruncată de către adversari pe ramp. Cu surprins acolo Smack, Lord îl pune la pământ, n-a venit flash-ul, deși mă așteptam să vină un flash la un moment dat. Cox îl scoate pe Swifter, Modo trebuie să vină aici cu un răspuns și vine momentul perfect. În momentul în care Cox se întoarce la flash, vine trade-ul. 4 adversari asemenea la bancă, se intră direct acolo pe scară, trage din apropiere, Modo, double kill-ul pentru main polarul celor de la OneTap, de data aceasta pe AK-47, plantează în momentul de față, tot el rămân Lord cu Rene, Larry take 2 vs 3, Lord în bancă, cu echipierul său, se pare că este alături de el, chiar în spate, Lord trebuie să facă primul frag, se pare că e scos de către Geo, care face double kill-ul, e 4-0 pentru OneTap și apare push Rene, un shoulder pick, scapă cu viață, dar să vedem dacă face și fragurile, este pus la pământ de către Smack, Cox face pick-ul, 2 eliminări pentru el, mai prinde încă una, quad kill pentru Cox, Geo Hype rămâne de unul singur, capitanul. Da, așteptat de către Lord, la cotitură cu OVP-ul, el trage și câștigă prima rundă pentru cei de la allStars, iată aici, în deschidere. Și iată până acum cu AVP-ul acela, dar ce atunci când a făcut-o, se pare că a surprins, intră foarte repede acolo cei de la OneTap către short, doar că sunt Rene, Rocking și cu Cox, 3 trăgaci, 3 surse de foc către cei... Va acolo pe parcurs, el a dat Geo, chiar. Este scos acolo Edim de către Rene. Ați apăsat acolo buton de like, vă invităm cu mare drag să-l apăsați. Cei care sunteți prezenți, tot scoateți telefoanele, nu? S-ar putea să aibă o treabă ușoară aici dacă Smack decide să pușeze. Vine flash-ul, se ferește Xahen și foarte bine face, reușește prima eliminare din această rundă. Swifter, alături de Geo, avansează ușor, vine Modo cu un trade, Xahen pus la pământ. Se restabilește egalitatea numerică, dar Lord din nou cu polarul, se descurcă foarte bine jucătorul de la allStars. 30 secunde jucător, acolo urca pe textură, trage deja Cox, ar putea care să fie elementul surpriză, lasă pe primul să treacă, l-au deci pe al doilea, a numărat deja, e clar, va intra în spatele lor, face primul frag, dar Edim vine cu fragul, îl scoate și pe Rocking în partea superioară, îl doboară în heaven, rămânând doar Lord, a schimbat acolo pe un M4 Lord, Edim îl învăluie, dar totuși Lord încearcă acest retake clutch, este Swifter cel care vine următorul și apare, nu va ceda runda, OneTap câștigă o rundă după o pauză de 3. Lui Edim. Dar să vedem picul, săritura și este pus la pământ. 2 eliminări din partea lui Lord. Swifter vine cu trade-ul. Situație de 4 vs 3. Din nou în dezavantaj OneTap, dar pare că aici se descurcă cel mai bine. Restabilesc egalitatea numerică. Edim îl prinde pe Rocking din spate. Și foarte important acel frag. Cox îl răspunde cu 2 și rămâne doar Edim. 1 vs 2. Bomba este totuși plantată. Să vedem Edim dacă reușește aici fragurile. Lăsat foarte low. 16 HP. Aproape să prind acolo headshot-ul, părea. Dar nu se lasă Rene și este rundă pentru allStars. În cadrul Sports Festival aici, Lord deja în duel, se pare că încasează headshot-ul din mers de la un adversar. Modo e scos de către Xahen, agresivitate de la cei de la OneTap, Swifter vine aici în flancul, dar se pare că n-a făcut picul, s-a oprit. Totuși Geo ulterior folosește tech-ul, armele vor fi recuperate, 2 la număr. Aici în spatele tracului era chiar Edim, care trage cu tech-ul, se urcă pe site și reușește eliminarea, se va pune pe bomb plant. Situație de 3 vs 2, se ascunde Smack, face picul, dar este eliminat de către Rene și se restabilește egalitatea numerică. Se aruncă un smoke din partea lui Edim, foarte low, face ușor picul, dar este scos de Geo Hype și OneTap mai aduc una pe tabelă pe o rundă de half-life. All-Stars, mai ales ca cele în 4-4, e în partea lui Cox, îl scoate pe Edim după ce pică Rene. Smack face picul în toalete, îl elimină pe Xahen, mai este aici un jucător, dar nu reușește Lord headshot-ul. Și situația arată bine pentru OneTap, Molotov în toalete, Rocking deja prezent pe site. Trage aici Rocking cu Deagle-ul, l-are pe adversarul său Smack în față, ce să spune de Geo, care aparent nu intră pe un dublaj cu Smack acolo, Rocking i-a separat puțin, este extrem de greu chiar, iată, așteaptă Smack, a înaintat cam prea mult acolo, e scos, rămâne la 1 vs 2 Cox și nu ia către bancă, ci mai degrabă nu este acolo prezent în echipamentul său, i-a luptat cu Swifter, doboară, acum Defki de pe site ar fi perfect pentru el, să rămână împotriva lui Modo care e polar și nu uitați că el are un glonț acolo la încercare, dar Modo nu va trage pe lângă la picul lui Cox. Cel mai bun rezultat aici pentru allStars pe prima jumătate ar fi un 9 la 6, care nu e neapărat rău. Rocking pare că vrea să ajungă slow. Nu se grăbesc să atace site-urile. Modo face totuși eliminarea pe Rocking și se va începe. Va începe aici push-ul. Rene va fi găsit de acel molotov. Face picul, dar este scos de Edim. Situație de 3 vs 3. Ar putea fi o șansă bună. Acum depinde de timingul său. Dacă se va uita fix acolo, se pare că îl vede pe Geo Hype, îl doboară. Rămân să pușeze ceilalți doi care au venit de pe Monster. Player în short, următorul. Cox este cel care e eliminat, dar face un 3 pe parcurs. Edim rămâne în clutch, practic 1 vs 3. A scos 2 oameni. Xahen este la full HP și el la doar 30. 15 secunde pentru plantul acesta, momentul de față. Xahen așteaptă plantul. 12 secunde pentru Edim și e scos de către Xahen. Runda pentru allStars, într-adevăr, nu întârzie să apară. Care era în partea superioară a conectorului, acolo în fața la party. Rocking, flash-ul se pare că nu l-a luat. Geo Hype se baza mult pe coicpierul său. Este astfel eliminat chiar... Ați văzut Rocking? Nu, pentru moment. Cred că Smack l-a observat aici și îl pune la pământ. Lord trebuie să facă play-ul. Trebuie să reușească aici eliminările, dar Smack încă un headshot rapid din partea lui și ajung în avantaj. Poate, dar au un jucător acolo în bancă și face fix crossfire-ul acela cu cei care sunt în toalete. Molotovul pentru site. Cox a rămas ultimul 1 vs 3. Iar acolo, OneTap având 3 oameni, nu prea allStars ce să facă, iată aici. Este totuși mare lucru, Xahen face el un pic, de fapt Lord este cel care face fragul. Edim din nou cu 2 eliminări, 3 pentru Edim. Edim vrea în rundele de pistoale aici să fie cel mai bun jucător de pe server și cu siguranță reușește. De 2, doar ataca cu split lung, cu parte directă, lower park, cei de la allStars site-ul l-a prins acolo Cox pe Smack cu tracking-ul. Se pare că va face picul agresiv mai departe, dar adversarul este cu APP-ul. Aici, din apropiere, cei de la OneTap cer întăriri, incendiara pentru site s-a aruncat. Geo Hype are doar MPR-ul în momentul de față, dezavantajos față de cea allStars. Rene îl scoate pe Geo, Lord se ocupă de Swifter, Edim e ultimul și e departe. allStars rămân cu... Explodează și este 12 la 6. Vine prima rundă din partea celor de la allStars pe partea de Tero. Pierul său că i-a securizat acolo zona să poate să pușeze adversarii, dar aparent Cox l-a auzit, se trage aici direct la 32 de secunde, pe lângă un minut desigur existent acolo. Grupeze allStars. 55 de secunde rămase și este Smack prins. Molotov aruncat excepțional din partea celor de la allStars. Modo e destul de greu de controlat după primele 10 gloanțe, să spunem, dar Modo reușește headshot-ul pe Rocking. Vine trade-ul lui Rene și aici Geo trebuie să țină de unul singur. Face eliminarea pe Rene, face încă un pic, dar Xahen reușește încă un frag și rămâne doar Edim. Din nou din spate face fragul pe Xahen și aduce situația într-un 1 vs 1. Lord plantează. Are un M4 a unui S și în momentul de față este un suficientul headshot, dar Lord iese la picul scurt în off-angle și aparent nu... El poate să profite, totuși Smack se bagă în apropiere cu un flash de la coicpierul său, Modul doboară pe Rene. Un jucător advers în smoke, se pare că nu se gândește neapărat la acest lucru, deși se uitase inițial un molotov lângă Geo Hype arde, pentru că acolo molotovul se extinde sau nu, se pare că momentan îl scoate pe Xahen și acea flacără nu-l prinde. E Lord cel care rămâne în viață, dar până atunci OneTap reușesc alte 2 fraguri. În părți identificăm acolo și pe Geo. Picuit de sus de către Modo și este rundă pentru OneTap. O rundă care allStars în situația inconfortabilă din punct de vedere economic, dar până atunci văd că ei mizează cei de la OneTap pe continuare pe niște picuri de aceste play-uri pe care trebuie să le aplice în fața adversarilor, dar și Edim pușează ca al doilea player de la cei de la OneTap. Lord e interceptat fix cu AWP-ul și mai rău pentru el. O Modo reușește flicul, îl scoate pe Xahen. Nu a avut nimic de zis acolo. Xahen a venit fragul instant. Să-l vedem pe Modo unde se repoziționează. Se duce chiar către toalete, mai face o eliminare. Ce agresiv este Modo aici cu polarul. Situație de 4 vs 2. Mai este un jucător aproape. A văzut că s-a ridicat bomba, dar Cox reușește trade-ul și mai calmează puțin situația. Geo, faptul că Edim e tot timpul în spatele lor și pușează dinspre site-ul B. Un frag foarte important aici din partea lui Rocking. Îl scoate pe Edim, 11 HP și se plantează bomba. S-a eliminat inițial în zona superioară. Geo Hype are acolo jucător. Oh, crossfire-ul de la Rocking la doar 11 HP, face fragul și acum rămâne la 6. Foarte puțină pagubă de la Swifter, dar apare Geo de nicăieri. Vine cu ambele fraguri, clutch-ul. Poziție agresivă în short. Rocking face shoulder-ul, dar nu este păcălit Modo de primul shoulder pick și se deschide runda de către OneTap. Este acolo către flank, totuși Modo cu AWP-ul nu-l prinde. Iată că schimbase acolo ținta către stânga și Smack a fost eliminat între timp. Face crossul lor, dar a intrat până în dreapta, aproape de colateral Modo. Este scos 3 vs 3. Cei de la allStars spun stăpânire pe site. Geo Hype vine de nicăieri cu 2 fraguri. De unde până unde Geo din nou? Este luat în clutch, 1 vs 2. L-a scos pe Swifter din ecuație. E rămas în bancă, s-a auzit pașii săi și bomba apare, nu e plantată. Geo Hype, fragul al 3-lea. Nu pot să joace toți, până la urmă dacă ne uităm, sunt 4 jucători cu 20 de fraguri. Sunt la pură egalitate și nu a mai rămas loc de fraguri și pentru Swifter. Modo cu double kill-ul deja îi prinde acolo, Smack în smoke într-o mare măsură, rămânând cei de la allStars la dezavantaj, dar Rene are un cuvânt de spus cu acel max 10, l-a scos pe Modo și înainte a mai eliminat un adversar. Spatele lor, de unde a apărut și el, iată că l-are acolo în spate pe Rene, fragul se întâmplă, dar cam greu. Xahen ultimul, 1 vs 3, deja vânat, dar se pare foarte bine și după care revin adversarii foarte ușor, poate să schimbe situația, dar nu se întâmplă, 16 la 8. Câștigă și îndreaptă atenția către gogoașe, să vedem dacă Swifter o să poată țină piept întregii echipe. allStars face acolo 2 kill-uri, dar trade-urile vin, 3 vs 2 în momentul de față și trebuie să se planteze bomba. Este Lord care are în vizor această misiune, se întâmplă, Smack începe să provoace daune, dar Lord deja cu double kill-ul îl doboară atât pe Smack cât și pe Edim. Modo rămâne ultimul în viață, știm cât de bun este Modo la pistoale, să vedem dacă o să poată acum să scoată din joben o altă soluție pentru OneTap. Trage Rocking acolo și este pus la pământ de Modo. Runda de pistoale încă o dată câștigă. De asemenea a dispărut acea zonă din Heavens, este primit repede spre zonat. Modo face eliminarea acolo, scoate pe Cox, 5 vs 4, să vedem cât de bine răspund OneTap. Lord o să rămână puțin în lurk, să vedem ce poate obține Geo Hype deja cu primul kill. Urmează 2 pentru Lord și foarte bine spuneam despre el că poziția lui a fost una extraordinară pentru început. Rene vine și el cu aportul său, Modo este încă o dată, se regăsește în aceeași poziție de a face clutch-ul pentru echipa lui. De data asta sorțile stau diferit. Foarte bună informația de la coechipierul său că ar putea să fie în cave. Îl vedem pe Rocking acum, care este doborât de Geo Hype. El deschide această rundă și după cum am zis, acolo este și un lurk. Lord îi ține în stand-by acolo pentru un moment, dar vin 2 shot-uri superbe de Deagle, Edim și Smack, să vedem ce vor face Xahen și Rene. A primit tag-uri acolo, Xahen este destul de low, Rene totuși cu 2 fraguri foarte importante pentru echipa asta, să vedem dacă rezistă acolo. Modo cu scout-ul face eliminare, Modo încă o eliminare și este rundă pentru OneTap. allStars pierd pentru Rocking și Lord, pe când OneTap Gaming așteaptă destul de neintuitiv acolo din partea lui Edim, este pedepsit de către Cox, să vedem cum o să reziste mai departe apărarea. Îl vedem pe Smack care primește flash-ul acum, dar Modo este acolo să ajute. Cu toate astea Rene face fragul, dar curg kill-urile, 3 pentru Modo deja. Vine și Geo Hype din spate și acoperă flancul lăsat liber de coechipierii săi, dar Swifter este cel care încheie această rundă și în totalitate pe zona B-ului aici. Verifică cu flash-ul, Rene prinde un jucător pentru că smoke-ul trece, să vedem dacă va anticipa corect următoarea mișcare. Modo aici face play-urile potrivite, îi ține acolo în șac, să vedem dacă se va activa surpriza lui Edim. Nu face wave-ul acolo, ratează, Cox face eliminarea și este avantaj de un om pentru allStars. Să-i țină pe cât de mult în impas pe allStars Gaming, dar acum Swifter, el este cel care face mișcările și alege cum se mișcă piesele pe tablă, dar Rene și Xahen acoperă fiecare pericol în parte. Un stăpânire pe site-ul A și este găsit în cele din urmă și Modo. allStars revin ușor, dar să țină această linie, să țină frontul din site-ul ăla. Este Modo cu polarul, face primul kill, să vedem dacă îl obține și pe al doilea double kill pentru Modo. Kill-urile încep să apară, n-ar trebui să mai fie hrănit absolut deloc în această rundă dacă vor câștig de cauză. Se bagă Modo la marginea smoke-ului, Lord îl pedepsește pe Geo Hype totuși. Vin jucătorii ușor de la OneTap Gaming, să vedem dacă o să funcționeze acest retake. Cox este cel care face 2 kill-uri, dar Modo cu polarul, al treilea pentru el. 3 vs 1 în momentul de față și Rocking trebuie să ducă tot greul acum. Să vedem ce va face Rocking, 1 vs 3, nu au smoke-ul necesar OneTap. Rocking este într-o situație delicată, face eliminare, 1 vs 2 Modo, a încercat să dea tap-ul, Rocking mai face eliminare, mai are nevoie Modo de 4 secunde, să vedem ce va face Rocking în această situație. Jucătorii pro nu fac fake și este rundă pentru OneTap, 5 la 2, wow. Ce gamble diffuse din partea lui. Perfect de urmărit, 5 la 2 allStars cumpără datorită faptului că au bonus mare și datorită plantului. Rene face trade-ul, dar primește foarte mult damage, să vedem aici Modo prinde un jucător pe sub smoke, în continuare avantaj pentru OneTap care se descurcă bine pe aici. Apare cel puțin acum și OneTap Gaming arată că au fost prima echipă calificată cu nicio înfrângere în această semifinală, dar revenind la situația curentă, situația din jocul nostru, îl vedem pe Modo care ar putea să încline, balanța către coechipierii săi. Este știută poziția cumva, Lord, dar ar putea să-l prindă pe Modo și se întâmplă. allStars 3 runde pe tabela acum. Și un joc mai atent din partea allStars, un joc care necesită mult mai multă analiză, dar Swifter cumva îi face să reacționeze. Și acum este și reacția din partea allStars, rafalele sunt acolo pentru ei, deja 3 kill-uri merg în direcția allStars. Va fi executată de către Smack, dar este prins acolo de Cox. Foarte bine stă lurk-ul allStars. L-am văzut pe Lord în aceea. Hopa! Am ieșit un pic din cadru. Pe așadar, foarte atenți OneTap acolo, se iese pe mid, Xahen acolo, a eliminat pe Edim care putea face un double kill, erau ambii jucători destul de secați. Să vedem presiunea aici din Donat, vine Geo, face eliminare, are doi jucători în față, mai scoate un jucător Geo, trage acolo, îi dă un tac și lui Cox care evită să ia fight-ul, Cox secat acolo, face eliminare, dar Swifter cu fragul, Modo îl scoate pe Rocking și din nou probleme la eco pentru allStars. Lord 1 vs 3 a recuperat bomba, să vedem ce va face, face picul, parcă-l simte pe Swifter și îl elimină, 1 vs 2 în acest moment. Lord, oare să fie acolo Lord? Să vedem dacă este la fel de iscusit cu AK-ul cum este cu Polarul. Trage, îl doboară și pe primul, dar nu și pe al doilea. Modo câștigă acest antiecul. Totuși în zona site-ului B este din nou în control pentru băieții de la OneTap, dar vine Rocking cu 2 eliminări acolo. A prins un timing perfect prin smoke-ul din mid, l-a scos pe Swifter, l-a scos și pe Smack, dar vine Modo cu trade-ul 4 vs 3, se bagă Edim, dar Rene este pe fază și allStars vor profita de acest push și au pus stăpânire pe site-ul B4 pentru ei și pentru prima oară pe tabelă ei o să aibă avantaj. În ultima rundă, dar bonusul a fost mult mai mare decât mă așteptam. Se iese din nou pe mid de data aceasta, Geo mai pregătit, nu cred că a fost flash-ul la un timing potrivit și Geo a putut să le elimine destul de ușor pe Rocking. Este și el de asemenea secat la 19 și pe dar au controlul. OneTap încearcă Rene acolo să facă picul în site-ul B, dar Smack este pregătit, câștigă duelul și este un dublu. allStars în contextul în care se află acum, Xahen este primul acolo la contact, dar totuși Cox face kill-uri. Doi jucători de la OneTap Gaming reușesc să facă trade-urile. Vedem că allStars nu se grăbesc în a-l vâna. Până la urmă Swifter vine din spate în variantă și îl pune la pământ. allStars atacă în acest moment site-ul A. Xahen trebuie să fie cel care își conduce acum echipa și vedem că el este elementul care o să rămână cumva în spate, cel care o să prindă rotația, îl vedem totuși pe Smack. Trebuie să găsească kill-urile aici OneTap Gaming și se întâmplă, doar 2 jucători rămași în viață de la allStars și spuneam despre Xahen, el ar trebui să fie cumpănat din această balanță, dar Rocking încă o dată într-o situație de clutch și Rocking face kill-urile! Ce clace acolo din partea lui celor de la allStars care conduc cu o singură rundă după prima parte, iar Lord deschide cu un headshot super pe Swifter și ține în continuare în șah echipa celor de la OneTap, îi atinge acolo pe Edim, dar au pus stăpânire OneTap pe site-ul B, pușează pe lung, Lord mai face în mare Modo cu trade-ul, double kill pentru Modo, 3 vs 3, bomba se plantează, se bagă foarte repede Rene, Cox vine și el cu un frag și rămâne Geo, 1 vs 3. Trebuie să facă kill-urile acolo Geo, dar nu face decât unul și allStars găsesc încă o rundă și o rundă importantă defensivă pentru ei, cum ar arăta lucrurile, dar Cox este primul care primește informația aici, să vedem dacă face kill-urile, nu se întâmplă, este doar Rocking care acoperă acest gol lăsat de coechipierii săi, dar deja o să curgă din templu către Gogoașă, dar îl vedem acum pe Edim care face un kill, are informația că o să vină mai mulți jucători de acolo și acum Geo Hype este cel care închide această rundă pentru OneTap Gaming. Din elementele care ar înclina cumva succesul către OneTap Gaming. Să vedem dacă o să fie cazul și acum Edim reușește să facă refrag-ul. Îl doboară pe Cox. Bomba o să fie plantată cât de curând și OneTap este destul de periculoasă în post-plant. Să vedem dacă Edim o să reușească să ajungă într-o poziție ideală pentru a avea viziunea asupra bomb-plantului. Swifter se folosește exemplar de utilități, dar Xahen este acolo să aducă un frag pentru timing și ce poziție pentru Geo Hype. O să funcționeze oare în avantaj lui este acolo Xahen. Să vedem ce vor face, 2 vs 2 bombatică, nu au smoke-ul necesar, Swifter face eliminare, se bagă Xahen acolo, Modo ține crossul și este avantaj de... Trebuie să obține informațiile, vedem pe Xahen face fix același lucru, vine și flash-ul pentru el, să vedem dacă face kill-ul, se întâmplă asta, îl doboară pe Smack și acum Rene vine cu un al doilea, trebuie să vină trade-urile acolo din partea OneTap Gaming, trebuie să vină reacția, dar Rene face un al doilea kill, acum este răspunsul pe care allStars Gaming îl arată. Descurcă acolo în zona site-ului B și și-a împins aproape pe de unul singur echipa, Rocking îl scoate pe Modo, rămâne doar Swifter, 1 vs 5 undeva în zona site-ului A, le elimină Rocking și este o rundă bună pentru allStars. Cox acum este primul care vede contactul, îl doboară până la urmă Edim, dar Rocking face un alt kill, Lord vine și el cu aportul său. Site-ul A este încă o dată împânzit, o să vină și bomb plant-ul și acum sunt curios cum o să se descurce în post plant. Îl vedem pe Modo și Geo Hype care fac kill-urile, un 2 vs 2 acum. Este pregătit oare Modo? Este într-adevăr, îl doboară pe Rene și acum situația arată foarte favorabil pentru OneTap Gaming. Se pune pe diffuse acolo, dar Modo încă o dată jucătorul cu cel mai mare impact. Are un match care nu știu dacă a picat exact bine, cred că ar trebui să pice un pic mai timp, dar Rene este surpriză, 2 eliminări pentru Rene, perfect din variantă, din nou șansă mare pentru All-Star și din nou se descurcă mai bine când au un bai mai prost decât în momentul în care sunt superior pe bai, incredibil. Situații identice către un avantaj net superior, dar acum pistoalele oare să fie ce înclină balanța încă o dată pentru All-Stars? O să avem oare un meci și mai echilibrat decât atât? Modo ratează, este unlike Modo să rateze, dar se atacă din nou site-ul BRN, primește un molotov aici, reușește să scape, Xahen foarte bine se descurcă acolo după site, face 2 eliminări și sunt prinși aici, OneTap reușește Modo un singur frag, dar Rene și Xahen țin site-ul sub control și este avantaj pentru All-Stars, care reușește să lege echipa adversă în șac. Rocking profită și el acolo de timing, Cox îl scoate pe Modo, dar este într-o situație delicată, eliminat de la spate de Geo Hype. Au pus stăpânirea aici pe site-ul, vine Geo, le elimine și pe Xahen, se plantează 4 vs 2, OneTap rezistă. Să vedem dacă va veni retake cu Lord, îl anticipează perfect acolo pe Swifter. Nu mai sunt surprinși de lurk, sunt dintr-un dezavantaj, nu au nici smoke de retake și cred eu că va fi foarte greu să întoarcă situația, dar Rene face un frag prin smoke, Lord se bagă și el cu eliminare pe Edim, face fake-ul acolo, Smack, este 1 vs 2 în acest moment, este văzut și eliminat de Rene și este rundă pentru All-Stars, în sfârșit un post plan câștigat. Un buy bun, dar nu unul ideal din perspectiva utilităților pentru OneTap Gaming și acum ei ar trebui să fie cei... double kill pentru Lord, mai este încă un jucător acolo care ar putea să îl prindă, da, și este Swifter. Încă o dată site-ul A este ce își doresc foarte mult OneTap Gaming, să vedem dacă o să și obțină. Stă anti-flash, Xahen acolo face un kill, dar Cox este acolo să acopere unghiul. Nate-ul dă foarte mult damage acolo. Rocking lăsat la 17 HP, vine un flash, face picul acolo, Smack, dar este eliminat de Lord și este început bun pentru All-Star. 5 vs 4. OneTap Gaming au venit cu 3 jucători înlunghiați din apropiere. Sunt duelurile față în față, Geo Hype și cu Modo sunt cei care fac fraguri, dar Edim a picat de asemenea. All-Star, dar nu se simt confortabil în poziția în care stau și încearcă aici niște fight-uri. Modo totuși scoate pe Xahen și este avantaj pentru OneTap. 3 vs 2, presiunea crește pentru All-Star în acest moment la runda de pistoale. Swifter o doboară pe Cox, este rămas Lord, cum pe 250 în schimb, așadar headshot-urile se pot întâmpla, încearcă jump-ul Swifter, Modo trage dinspre short și este prima rundă câștigată de către cei de la Xtrfy. Dar Cox este destul de secat, vine și molotov la Swifter, face picul cu flash-ul, dar era izolat acolo de molotov, nu putea nimeni să dubleze și este din nou avantaj pentru All-Star, să vedem dacă reușește să convertească această rundă. Nu vede acolo de fum Rocking, eliminat de Geo Hype, 4 vs 4, 2 jucători de la All-Star slow, încearcă acolo picul Xahen, ia puțină informație, dar cred că avantajul este pentru OneTap, cel puțin până în acest moment al rundei. În momentul de față, midul este verificat. Da, interesant aici încearcă să facă OneTap cu acele smoke-uri lor. Totuși l-a văzut pe Geo prin 3 smoke-uri, l-a eliminat. Foarte bun pentru All-Star dacă vor reuși să câștige această rundă. Totuși, se cate din acolo, eliminat de Rene și rămâne doar Smack, 1 vs 4. Să vedem dacă va încerca, se bagă acolo Smack, eliminat de Cox și este rundă pentru All-Star foarte importantă. În acest moment pare a fi decisă situația spre site-ul la Rene, face fragul, elimină pe Modo, scoate și pe Geo, face picul Rene, 3 fraguri pentru Rene, mai vede un jucător pe pod, nu mai are gloanțe, trage acolo, dar Rocking închide runda cu un double kill și este o rundă curată pentru All-Stars, 3 la 1. Adversariul M4A4 și M4A1 este recuperate, Galicia ca pe lângă, se trage prin smoke de către Swifter, de către Geo, Rocking este eliminat la margine, Swifter... Așteptând poate un push în cazul în care acesta va veni, dar este surpriza din partea lui Lord care face 2 eliminări acolo, a eliminat un potențial boost, să vedem dacă va fi anticipată poziția lui Swifter din scară, pare că nu pică bomba totuși, atenție mare, Swifter trebuie să apere bomba pentru echipa sa dacă vor cei de la OneTap să spere în continuare, dar Cox elimină un frag foarte important, este Edim cel care spamează porțile, este știută poziția lui, iar bomba are cale liberă spre a unde este deja Rene, care l-a văzut acolo pe Edim, îl seacă și ar putea fi încă o rundă pentru All-Stars, greu de pierdut această rundă, Rene face fragul și este 4 la 1 pentru All-Stars. Fenomenal! Acest lucru, vine un flash în lower, Cox încearcă să dea un flash, dar Modo face double kill în lower și ce mod de a reveni în meci dacă nu prin Modo, care a fost absolut esențial până acum pentru echipa sa. Geo face și el o eliminare, Lord vine și îl scoate pe Modo, să vedem ce face Lord în continuare, pentru că este situație 4 vs 2, trage Smack acolo, nu reușește să le elimine, Smack se retrage aici forțat de molotov, Lord a mai scos un jucător, dar Geo a făcut trade-ul, vedem abia acum Pe tabelă, Edim și Smack nu au făcut frag până în această rundă. Rocking, băieții de la allStars, să vedem dacă plantul va veni. Este fost acolo din scară, Rocking lăsat la 67 HP, iar duelul nu-l câștigă cu Geo și este a doua rundă pentru OneTap, se recuperează acel colateral, a fost fenomenal și iată că a dat drumul acolo celui de-a doua runde a celor de la echipa OneTap. Xahen deschide runda aici, îl scoate pe Geo, rotația celor de la OneTap este eliminată și se atacă site-ul B. Smack deschide fragul, deschide runda cu două fraguri aici în zona site-ului B. Foarte, foarte bine Smack în această rundă, își face simțită prezența și de asta au nevoie băieții de la OneTap. Vine flash-ul, Cox face picul, nu-l elimină pe Smack, Edim îl salvează și apără cu toate resursele băieții de la OneTap. Site-ul B, Rene e singur rămas, 1 vs 3, a fost eliminat între timp și Lord, are o situație dificilă Rene. Că erau maxim 2 player în B și altul care încerca să țină midul, deci putea să ia un duel 1 vs 1 ulterior. Într-adevăr, au doi oameni acolo. Să vedem care va fi decizia. Rocking îl scoate pe Edim la site-ul B. Atenție mare, probleme mari, Smack sub presiune. Este în noob corner, primește molotovul, obligat să iasă din această poziție. Rene le elimină, Modo totuși a tăiat rotația pe care încerca lor să o țină, dar se... Da, mă gândesc că poate OneTap aici puteau să salveze poate și al doilea AVP, având în vedere că l-au eliminat acolo pe lor. Al doilea luz, Xahen intră, să vedem acolo, este Umbra în dezavantajul celor de la allStars, cu toate acestea Swifter nu trage, Xahen îl scoate, totuși un jucător extra lung, este modul polarul, Rene este eliminat, Xahen încearcă picul, se pare că nu salvează cu expirul său, aproape de un double cu transfer, dar nu se mai aplică acolo posibilitatea. Geo Hype încearcă aici să găsească forma pe care a avut-o în acest sezon regulat, lor tratează necaracteristic, dar Rocking este pregătit de trade. Edim 1 vs 2, eliminat de Cox și este o nouă rundă importantă pentru allStars, care ușor, ușor construiesc lung. Iar allStars au atacat site-ul B și cum ar putea să facă retake aici? E totul foarte coordonat, este Rene, cred că cel care a rămas în spate acolo e Xahen, de fapt cel care face un frag dinspre Tero. Ea a anulat poziția lui, dar de asemenea a picat de la OneTap și Smack de asemenea. Bomba tică din ce în ce mai repede, se duce către un sfert din timpul aferent, modul doboară pe Rocking și iată cum OneTap ușor, ușor renunță, dar vor să rămână la exit fraguri. Rene trebuie să se iasă cumva de către cei de la allStars și aparent ies spre CT. Edim va încerca să facă fraguri pe ei. Rene rezistă, nu doar un frag, ci două, aproape de 3, dar Modo e cel care rezistă acolo în CT, de partea celor de la OneTap. Cox încearcă prefire-ul, dar Modo e pe exit fraguri acolo. Cu toate acestea, runda între ei, mai ales, au mai jucat unii între ei, dar Rocking, de exemplu, este o ediție nouă. Rene a revenit, Joe Hype doboară colateral din partea lui Modo, un glonț, două fraguri pentru el, Swifter compensează și Joe Hype vine și acesta. Cei de la echipa OneTap, acest moment pare că este din nou spre site-ul pe lor. Cât de bine, nou scopul în smoke, se atacă totuși din geam, Smack face eliminare, Xahen cu trade-ul, Edim cu două fraguri, iar Rene face trade-ul, 2 vs 2, situație în site-ul B. Trebuie să facă plantă, totuși dacă el este doborât, rămâne doar Rene, 1 vs 2 și cu low HP, Lord nu ratează, așteptând acolo, face shoulder pick-ul, Modo forțat să tragă, e a doua oară, fac am 2 pick-ul, dar se pare că e Rene doborât cu wallbang headshot, a tras acolo prin marginea de la window, e știut Lord în principiu, nu prea a avut timp să se retragă, i s-a văzut țeava armei, acolo Modo deschide, din nou trage Lord, încearcă să-l forțeze să tragă, câte gloanțe mai are Modo, scoate USP-ul în momentul de față, este acolo, cred că wallbang și e headshot-ul de la Modo, cu USP-ul e reușit să ia runda și cu șansa pe care au în această rundă pot reveni în meci. Foarte bun entry-ul din partea lui Cox aici. Îl vede și pe Edim, care are un jucător de pentru el. A sărit un jucător peste el, Lord acolo s-a propulsat peste el și este o situație favorabilă pentru allStars. 4 la 3, Geo scoate un om prin smoke, 3 vs 3. Vine acolo incendiare aici, dar au aceste setup-uri, aceste poziții în avansul față de cei de la echipa adversă. OneTap rămâne Rene cu macul, 1 vs 2, player cu polar și player cu M4, Modo cu wallbang din nou, prinde acolo de la allStars. Smack avansează în dublaj cu caipirul său, Geo Hype, Xahen s-a băgat acolo, se pare că între ei Xahen, triple kill doar de unde, se pare că Modo e cel care reacționează, doar double kill pentru el, răspund allStars mai bine. E ultimul Swifter, versus 3 de la allStars și iată că vor lua această rundă de pistoale de care aveau nevoie, iar în momentul de față... Vedem, îi obligă pe OneTap să ia dueluri la distanță, Rene îi curăță pe mid acolo, 2 eliminări, totuși lor pică. Așadar este o mică problemă și dacă mai dau damage, OneTap, Rene închide și are 21 de fraguri. Și 4 este unul de cross care încă ține de la allStars, nu pentru mult timp. Doi jucători acolo, deja Geo se intră acolo fără smoke. Rocking îl doboară pe Geo Hype care a răspuns, dar totuși acolo s-a făcut trade-ul. Iată că se avansează Mi2B, dar doi jucători au virat stânga acolo prin lower, urcând înspre partea superioară a tunelor și intrând în site-ul B. Trade-ul din nou, Smack și cu Rocking sunt cei care fac pragul. Ar putea veni și un flash în acest moment. Este Modo pe pastilă, face o eliminare, se ridică, mai scoate un jucător, iar Rocking are o situație foarte grea. 1 vs 3 eliminat de Swifter, rundă pentru OneTap care păstrează aproape de șanse să câștige acest meci. Să vedem dacă începe drumul spre finala upper de aici. Pare că nu, lor de eliminat de Geo după flash-ul lui Modo. De mare Edim, unul dintre jucătorii care poartă și bomba, aparent el merge către short, Swifter, oh, cum se întoarce Swifter, double kill-ul, iar OneTap au site-ul la sub control. Va mai avea șanse Nevarta, de ce este în stare, continuare Rene arată bine, 23 de frag. Dare momentan, își dau seama că nu pot planta atât timp cât este un molotov. Swifter l-a scos pe Rene, nu-mi dau seama unde a fost duelul, cred că în top mid. Swifter mai face eliminare, scoate și pe Xahen, Swifter cu triple kill-ul Imperial pentru OneTap. Cox face trade-ul, dar de o situație dificilă aici, 2 vs 4 allStars. Nu reușesc să găsească aceeași constanță pe care au avut-o pe partea de Tero, lor cu un exit frag. Fix în marginea site-ului, doar că nu puteau planta. S-a luat informația foarte bine de către... Chat-ul încearcă să ia acolo informații. Lord prin smoke îl elimină pe Edim, care a încercat să revină poate stângă. Nu știa că smeche în dreapta, dar flash-ul la spirare s-a retras foarte bine. Rene anticipează play-ul lui Geo și este în sfârșit avantaj pentru allStars, 5 vs 3. Geo Hype a încercat din nou să pătrundă, de altfel cum a pătruns Lord acolo către mid fără smoke de Mi2B. Swifter face abia acum refragul, intră și cei de la OneTap la 1-0 pe cronometru, în fraguri, Rocking le pe Swifter, e cu pe cuțit Modo, încasează de match plan nou, un headshot și cu un body shot. Smack este alături de el, dar vine, se pare că din mid, Modo pică cu tot cu bombă, Smack care acum bomba picată în site, doi jucători în A cu tot cu lung, respectiv unul în B, e țintuit aici din două direcții, Cox în doboară și allStars câștigă prima rundă după pauză. De o rundă pentru allStars după foarte mult timp. Modul scoate totuși pe lor, de atenție mare, duel foarte, foarte important în această care s-a mai întâmplat de câteva ori cu OneTap care stătea un lung, dar Swifter se întoarce, face un Ferrari, le elimină pe Rene care avea acolo informații. Uite că acolo allStars deja sunt pe ideea de save, știind că s-au aruncat atâtea neiduri SAVP-ului lor, deci totul este bine, dar aparent OneTap vânează în momentul de față. Este fragul pe care Geo Hype îl face pe Xahen. Și vor... Vedem exact dacă vor rezista aici în satul de Rocking, trage, eliminat de Smack care își revine ușor, ușor după un început nu la fel de bun. Cox rămâne 1 vs 5 practic, este vânat aici, nu știu dacă va reuși să reziste, trage acolo, Smack încearcă cuțitul, Cox face eliminare, dar vine trade-ul, iar OneTap... Dar în sfârșit și pe partea de CT, băieții l-au adus pe partea de Tero și era culmea, dar Modo doboară pe Rocking, face fragul pe acesta din suicide. Obligat să se retragă, atins acolo un pic prin smoke, tentativa a fost eliminat lor, face eliminare, dar molotovul aproape îl elimină, 4 vs 4 totuși, runda este în continuare deschisă oricărui rezultat, dar Smack mai face eliminare, vine încă una din partea lui Smack care face un lor senzațional, 3 fraguri pentru Smack, 1 pentru Geo, ce este avantaj. Dacă ar ști lor de acolo, cu un glonț ar putea să elimine și să facă poate un colateral, se plantează bomba. Un coechipier care va ține lungul momentan pentru a nu veni, pentru a-i flanca, pardon, pe cei de la echipa allStars. Rene cu un frag reușit și lor, de asemenea mai bate un jucător de la OneTap, dar acum asta intervine cu AWP-ul Modo. Totuși se rezumă situația la un 1 vs 2, fraguri în paralel, Swifter 1 vs 1 cu Rene, cel care este la el, intervine foarte agresiv, Rene face fragul! Rene nu a așteptat deloc, se pare că îl scoate pe adversarul său, bomba schimbare de defuse-ul și timp nu va fi nici de cum, 5 secunde pentru a dezamorsa și se pare că renunță runda, de fapt e pierdută! Cacialmat de către un coechipier, l-a adus pe Smack, Clow-ul doboară Cox, acum au rămas cei de la echipa allStars, sunt 4 și ei, Geo Hype făcând fragul de intrare către site-ul A, totuși OneTap se pare că sunt despărțiți, au lăsat acolo player în spate, mii și se este ancora perfectă Swifter, plus că mai are un jucător care a venit din spate în T-side, fix în suicide acum. Lor se bate cu Modo, pierde duelul OneTap, 4 vs 2, Cox mai face eliminare, trebuie să facă clutch-ul alături de Rene, să facă play-ul potrivit. Geo se apropie de smoke, spamează acolo, seacă un jucător, îl lasă și pe Cox, 19 HP și ce va putea face Cox în această situație? În finala upper, allStars vor juca mai târziu în această seară în lower bracket, 2-1. Folosiți codul allStars10 pentru 10% discount la produse de Xtrfy de pe Shop4Pc.